Salut! Bine ai venit la canalul meu! Astăzi voi citi cartea cu Apolodor de Gelu Naum. La circ, în târgul moșilor, pe gheața unui răcitor, trăia voios și zâmbitor un pinguin din Labrador. Cum se numea? Apolodor. Și ce făcea? Cânta la cor. Deci, nu era nici scamator, nici acrobat, nici dansator. Făcea și el ce-i mai ușor. Cânta la cor. Era tenor. Grăsuț, curat, atrăgător, în fracul lui strălucitor, așa era Apolodor. Dar, într-o zi, Apolodor, spre deznădejdea tuturor, a spus așa: sunt foarte trist, îmi place viața de corist, dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. O, de-aș putea un ceas măcar să stau cu ei pe un ghețar. Apoi a plâns Apolodor. Când l-a văzut pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț, i-a spus: prietene, aș da mustața și codița mea, aș da o litră de caimac, aș da orice să te împac. Zău, nu mai plânge, te implor. Dar el plângea: mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Și-au încercat să-l mai împace ariciul, dăruindu-i ace, și ursul, cu un pumn de mure, atunci culese din pădure, și iepurele buză lată, cu fructe dulci și cu salată. Colegi de-ai lui Apolodor, maestri cântăreți la cor. Camila Suzi, cea mai tristă, ofta cu fața în batistă. Ea îi fusese ca o mamă, îl învățase prima gamă. Dar el plângea: mi-e dor, mi-e dor de frații mei din Labrador. Colegii lui Apolodor s-au dus atunci la dirijor. Maestrul Do mi la sol fa, în haina lui de catifea, i-a ascultat și, gânditor, s-a așezat pe-o canapea, oftând: sărmanul meu tenor se poate prăpădi de dor să plece deci spre Labrador. Și a plecat Apolodor. La început a fost ușor, l-a dus spre nord, l-a dus în spor, un avion, un bimotor, și, stând picior peste picior, cânta, cânta Apolodor, cânta cu glasul de tenor. Dar, între timp, înflăcărându-l amețitorul peisaj, sări pe o aripă cu gândul să dea dovadă de curaj. Apoi, cu parașuta în spate, se zbengui Apolodor, când agățându-se de roate, când stând călare pe motor. Așa, cu zborul acrobatic, ar fi ajuns în Labrador.
dar l-a izbit un nor zănatic și a căzut Apolodor. La capul nord, adăpostit într-un fiord, ședea pe țărm Apolodor, posomorât și gânditor. Ședea pe țărm, tăcut și trist, acest tenor, acest corist. Ședea cu parașuta spartă, fără busolă, fără hartă, în larg vuia clocotitor, întreg potopul apelor, și se jelea Apolodor. Jelania lui Apolodor la capul nord. O, frații mei din Labrador, adio vouă tuturor, pe semne că mi-e dat să mor aici la țărmul mărilor. Și ce păcat, eram tenor, cântam frumos, cântam la cor. O, frații mei din Labrador, o, frații mei din Labrador, de-acum apele te vor, îmi vor așterne un covor peste nisipul de la fund, legănător și sclipitor, la sânul lor să mă ascund, să dorm pe veci, să dorm profund. O, frații mei din Labrador, o, frații mei din Labrador. Așa jelea Apolodor. Dar iată un vapor! E pescadorul Meteor, cel mai de frunte pescador din Baltica în Labrador, sirena șureia de zor. Hei, cine ești? Un călător. Cum te numești? Apolodor. Și încotro? Spre Labrador. De ce jelești? Păi am să mor, uitat și fără ajutor. Și i-au strigat atunci în cor matrozii de pe Meteor. Noi te luăm, Apolodor, că vasul nostru Meteor e mare și încăpător. Ai drum ceva mai ocolit, căci navigăm spre răsărit. Dar tot ajungi în Labrador. Hai, urcă-te pe pescador. Înveselit, Apolodor și-a luat, suindu-se pe bord, adio de la capul nord. A fost un drum fermecător, în zare niciun fir de nor, doar culmile ghețarilor și pescăruși rotind în zbor, și apa unduind ușor și vântul lin ca un fior. Plutea vaporul Meteor încetişor, încetişor, plutea pe o luminoasă cale de aurore boreale, plutea pe unde de fosfor și îl străjuia ocrotitor în altul cer multicolor. Plutea vaporul Meteor încetişor, încetişor, matrozii toți cântau în cor și, pe deasupra tuturor, își risipea Apolodor superba voce de tenor spre desfătarea focilor. A fost un drum fermecător. Dar, până la urmă, se opri în port vaporul Meteor și debarcă Apolodor la Bering într-o bună zi. Apoi, trecând peste strâmtoare cu luntrea unui eschimos, porni spre Labrador, pe jos. Porni cu mare nerăbdare. Pe unde a fost,
nu prea se știe, dar, după câte am priceput, se pare că a străbătut Alaska rece și pustie. Iertați-mă că par uituc, dar s-au păstrat puține file și în cronica acelor zile sunt scriși doar munții Tinkmerkpuk, un râu, o vale sau un sat și un nume, castrul Bursuc, de două ori subliniat, apoi caietul e pătat. Firesc ar fi și necesar să-l întrebăm pe cronicar de câte a trebuit să înfrunte și să ne dea în plus, măcar, o serie de amănunte. De pildă, foarte însemnate sunt noutățile aflate pe când vorbea la telefon în nu știu ce localitate pe malul fluviului Yukon. Acestea nu pot fi uitate. Ce noutăți? Pe cât se pare, i-a spus Bursuc. În Labrador ai fost născut din întâmplare, căci nu-i picior de pinguin. Familia Apolodor a stat și ea foarte puțin, venise numai în plimbare. Acum, după câte aud, s-a stabilit la polul sud, pe gheața golfului Terror. Bursuc era convingător. Se bizuia pe vechi tratate, pe tomurile studiate, pe manuscrise, pe citate, pe documente ștampilate. Avea, în orice caz, dreptate. Deci, l-a crezut Apolodor și n-a mai mers spre Labrador. Cu mare caznă descifrez ce scrie printre ștersături. Străbat Canada prin păduri, popas la tribul irochez. Apoi, un rând mai înțeleg, plutim pe lacul Winnipeg. Și iar e manuscrisul ud, pătat, murdar, îngrozitor. În orice caz, Apolodor e clar că a pornit spre sud. Ce vânt cumplit, ce uragan l-a dus pe sus, peste ocean. Și de ce taifun îngrozitor, cu forța lui de nedescris, l-a dus spre țărmul african și apoi, prin golful Sirtelor, l-a aruncat lângă Tunis? O, n-aș putea să spun precis cum de-a ajuns așa departe și nimeni n-ar putea să știe, căci s-a pierdut în mare parte jurnalul de călătorie. Fiind un bun peisajist, aș vrea oricum să mai insist și să redau, măcar prin scris, priveliștea de la Tunis. De sus, de sus, de foarte sus, spre sud, spre est și spre apus, cât vezi cu ochii marea mare și apele strălucitoare, trec elegantele fregate ca niște cupe de cristal și în urma lor, din val în val, ca niște pietre nestemate, plutesc pe zarea de opal caicurile colorate. Iar mai spre nord, peste câmpii, vezi siluete de geamii și albe
fremătând la soare, livezi de portocali în floare. Aici, pe țărmul sirtelor, s-a pomenit Apolodor și se gândea: o fi frumos, dar e o căldură tropicală și eu sunt mort de oboseală și nu mai pot să merg pe jos. Și cum jelea să-i plângi de milă, veni spre dânsul o cămilă și îl întrebă: cum te numești, Apolodor? Ce tot vorbești? Apolodor în Labrador. Am eu o soră în București, la circ, în târgul moșilor. Ea mi-a trimis de acolo vești despre acest vestit tenor și le-am primit acum o oră. Plecarea lui a fost o dramă. Cămila Suzi, vă e soră? A fost cu mine ca o mamă. Ea m-a învățat întâia gamă. Cânta la cor și câteodată chiar mă trata cu înghețată. Apoi, oftând, Apolodor a spus: pe semne am să mor după un drum atât de lung aici, pe țărmul sirtelor, și niciodată n-o să ajung la frații mei, la polul sud. O, Doamne, ce mi-e dat să aud! A lăcrimat acea cămilă, mă doare inima de milă, te duce, tanti, către sud. Și l-a purtat cămila în spate, cu salturi moi și legănate, cum le e rostul la cămile. Și-au străbătut câmpii și sate și-au mers așa mai multe zile și au ajuns într-un târziu la marginea unui pustiu. Acolo s-au oprit din drum și a spus cămila: de acum începe, cum e scris pe hartă, Sahara albă și deșartă. Și în Sahara, dragul meu, nu-i apă și e cald mereu. Iar tu, pe cât te văd de crud, n-o să învingi cu niciun chip atâta mare de nisip. Fiindcă voiai să mergi spre sud, eu te-am adus. Dar sunt cămilă și sunt și mamă și mi-e milă. De aceea am să-ți dau un sfat. Pe mulți Sahara i-a ucis. Întoarce-te imediat. Te duc în cârcă la Tunis. Și i-a răspuns Apolodor: eu, tanti dragă, sunt decis să merg spre sud, la frații mei. N-am încotro, mi-e tare dor și trebuie să dau de ei. Oricum, îți mulțumesc frumos. Și a pornit-o curajos spre sud, peste nisip, pe jos. O, dați-mi voie să descriu măcar o parte din pustiu, să spun în câteva cuvinte cât e nisipul de fierbinte. Și cum nu vezi măcar un cort, cum n-ai niciun mijloc de transport, cum nu zărești un baobab sau o colibă de arab, și cum pe întinderea pustie nu-i urmă de cofetărie și nici n-a existat vreodată măcar un chioșc cu limonadă, un cico, o răcăritoare, atâta doar,
nisip și soare. Și cum mergea Apolodor și se gândea, cuprins de groază, aici îmi e dat să mor. Dădu în calea lui de o oază, cu umbră multă și răcoare, cu arbori năpădiți de floare, cu tufe mari de iasomie, cu apă bună de izvor. Și a băut Apolodor și a cântat de bucurie. De sus, ascunsă lângă cer, pe creanga unui palmier, l-a ascultat, întâi cu frică, o foarte mică maimuțică. Iar el cânta fermecător, cu glasul dulce de tenor. Și ea simți un început de sentiment necunoscut, ceva între alean și dor, o tulburare, un fior, acel ceva profund și mut, în orice caz foarte plăcut, pe care îl numim amor. Ținându-și coada grațios, ea coborâ pe creangă jos și, înclinându-se ușor în fața lui Apolodor, îi tărui trei portocale, o pungă plină cu migdale și îi spuse cu sfială, iale, sunt toate, toate ale tale. Apoi, aceeași maimuțică, de data asta fără frică, dar cu sfială și mai multă, îl întrebă cum se numește. Ca orice persoană cultă, vorbea, firește, românește. Și el a spus Apolodor. Și atunci, aceeași maimuțică șopti, roșindu-se ușor, dar fără urmă de sfială. Deși sunt încă foarte mică, abia la toamnă merg la școală, nu am decât un singur dor, să fiu soție de tenor. Deci, dacă dragostea există și dacă nu dorești cumva să vezi o maimuțică tristă, aș vrea să fiu soția ta. Și i-a răspuns Apolodor, n-aveam de gând să mă însor, dar, fiindcă dragostea există și nu mi-ar fi plăcut nici mie să văd o maimuțică tristă, sunt gata pentru cununie. Apoi, ca doi copii cu minți, ce vor să facă totul bine, s-au dus și ei, cum se cuvine, să ceară voie la părinți. Și tata, domnul cimpanzeu, altminteri o persoană cultă, deși se exprima cam greu, a spus, fetița mea, ascultă un sfat de tată iubitor. Știi că stimez nespus de mult profesiunea de tenor. Am pentru muzică un cult. Visam, pe când aveam un an, să ajung și eu, măcar sopran. Îmi place și Apolodor și nu mă port ca un tiran, căci nu prea sunt din fire crud, deci aș putea fi de acord. Dar dânsul, după câte aud, venind încoace, dinspre nord, se duce către polul sud. Și acolo e un cer cumplit, n-ai să reziști, nu-i cu putință. Vrei să te am pe conștiință? De aceea n-am să te mărit. Pe urmă, doamna cimpanzeu, gândind ca mamă și femeie,
găsi cu cale se încheie. Eu, dragii mei, nu pot să spun decât atâta. Mă opun. Și ei, ca doi copii cu minți, ce vor să facă totul bine, au ascultat, cum se cuvine, de sfatul scumpilor părinți. Și a plecat Apolodor și a rămas pe o rămurică, departe, suspinând de dor, o foarte mică maimuțică. Iar el a rătăcit un an pe continentul african, pierdut prin Africa de Sud, la Cape Town s-a găsit un nud, adică o fotografie de pinguin cu pălărie și fără altceva pe el. Un fel de pinguin model. Ai cui o fi? Nu prea se știe, dar parcă îi seamănă nițel. Apoi, un timp, a fost văzut Hamal în port la Cabo Verde, cărând stafide și năut. Pe urmă, urma îi se pierde. Se spune că a stat un pic prin junglele din Mozambic și iarăși nu mai știm nimic. Apoi, un zvon ceva mai clar vorbește de Apolodor, faimosul pinguin tenor din insula Madagascar. Pe urmă, 6 luni în rând, a fost în India, fakir. Și se mai știe, fără greș, că a deschis cu vocea-i clară, după un solo de chitară, concertul de la Bangladesh, că a fost acolo un delir, că el purta, solemn și trist, o costumație bizară și avea coafura necesară oricărui tânăr chitarist. Apoi, o lună, prin Tibet, se spune că a fost poet și iarăși nu mai știm nimic. Abia peste vreo 2 luni e semnalat de un ziar pe o insulă în Pacific. Acum era milionar. Se mai întâmplă și minuni. Găsise pe un teren viran un geamantan de piele fină și un pachet în geamantan pecetluit cu parafină. Și în pachet un pachetel legat cu funde elegante. Și în pachetel găsise el vreo 40 de diamante. Acum vorbea la telefon din camera cu jucării. Avea vreo 5 cofetării, trăgea cu pușca de salon, fuma numai țigări de foi, stătea pe canapele moi, mânca betel și ananas și nu-i mai ajungeai la nas. La o plimbare cât de mică, el hopa în helicopter. Poate că asta ne explică schimbarea lui de caracter. Și a dus-o așa un an sau doi, dar într-o zi sau luni sau joi și-a amintit Apolodor de frații lui și-a plâns de dor și-a zis: adio, ananas, țigări de foi și jucării, adio, voi cofetării și diamante, eu vă las, vă las și plec, fiindcă mi-e dor. Și a plecat Apolodor. Tot ce există și se știe din marea lui călătorie peste Oceanul Pacific e scrisă pe un petic de hârtie, atât și altceva nimic. Se pare că a navigat pe o barcă luată cu chirie. Apoi a naufragiat
Și, de pe o insulă pustie, pe o vreme calmă și senină, a fost luat de un submarin. Dar asta a durat puțin, căci s-au ispit în drum de o mină și el, salvat de un delfin și dus spre vest, peste ocean, a fost cu forțele sfârșite lăsat în stare de leșin pe țărmul californian. Și iată cum pe negândite navigatorul pinguin ajunse în Statele Unite. Un timp, pe câte știm și noi, a fost Apolodor cowboy la ferma Taurul Vioi și îngrijea de vaci, de boi, le da porumb, le da trifoi și avea pistol, avea și cal, ca orice cowboy normal. Dar, într-o vineri, s-a ivit în preajma fermei un bandit, un hoț de vite renumit, un bețivan îngrozitor, Salvar Tom, un pistolar. Și tot ținutul tremura și el trecea nepăsător, călare pe un armăsar și jefuia și ucidea. La ferma Taurul Vioi a împușcat 80 de boi, 3 vaci, un miel și un pisoi. Apoi, răcnind ca un turbat, în curte a descălecat și s-a culcat într-un butoi. Era, precum se vede, beat. Și tremurau bieții ca uboi, ascunși prin lanuri de trifoi, vârâți prin stive de gunoi, și nimeni nu zicea nici pis. Și atunci Apolodor a zis: eu n-am să tremur ca un laș de teama unui ucigaș și a unui jalnic bețivan, așa cum văd că faceți voi. Și a luat 3 cuie și un ciocan și a pus capacul la butoi. Apoi l-a dus pe ucigaș de-a dura până la oraș și l-a predat la închisoare. Și lumea îi ieșea în cale cu prăjituri și cu urale și a fost o mare sărbătoare. Dar, spre uimirea tuturor, când ei strigau: rămâi cu noi, tu, cel mai brav dintre cowboy! El le-a răspuns: mă duc, mi-e dor de frații mei, de glasul lor. Și a plecat Apolodor. Oh, nu mi-a fost deloc ușor ca să refac din auzite sau din caiete risipite jurnalul lui de călător de-a lungul Statelor Unite. Ce-a mai pățit? Ce-a mai făcut? Cu mâna lui, Apolodor notează de la început pe o filă rătăcită: vai, se ține după mine Sky, tâlharul din Connecticut. Alaltă ieri, când l-am văzut, umbla cu barbă și mascat și stau ursuz și încruntat, tâlharul din Connecticut. Iar ca să fie mai temut, purta perucă bicoloră și împușca un om pe oră, tâlharul din Connecticut. Dar,
fiindcă totul a fost scris exact precum s-a petrecut, aș vrea să pierdem un minut și să vă spun ce i-a făcut, cum s-a purtat și ce i-a zis tâlharul din Connecticut. Era în tren, cum sta tăcut și singur Cook, Apolodor, s-a mai urcat un călător, un individ necunoscut, tâlharul din Connecticut. Și-a băut un chil de rom și a răcnit ca un nebun. Sunt tatăl lui Salivar Tom, tu l-ai închis, eu îl răzbun. Avea în mână un pistol și a mai băut un kilogram și a spus, acum te las gol, apoi te arunc din tren pe geam. Și cum a zis, a și făcut tâlharul din Connecticut. Oh, știu, a fost încrozitor, dar n-a murit Apolodor, ci s-a ales din căzătură cu un cucui cam mărișor și o urmă de zgârietură și o mică rană la picior. Și a mers apoi ceas după ceas, oftând la fiecare pas. Departe fremăta ușor în alta boltă a pădurii și a poposit Apolodor în valea râului Missouri. Cu glasul lui răsunător se jeluia Apolodor. Ce mi-a făcut? Ce mi-a făcut tâlharul din Connecticut? Așa, cu vânătăi și gol, nu cred să mai ajung la pol. Nu cred să mai ajung la pol. Missouri clipocea ușor și el plângea, plângea de zor. Iar când tăcu Apolodor, i-a duse vântul la urechi un huruit de fiare vechi și un zgomot strașnic de motor. Și a văzut venind pe drum un camion cu număr șters, învăluit în nor de fum, și a sărit în el din mers. Așa porni Apolodor, murdar de praf și de rugină, sub soarele dogoritor, pe fiare vechi într-o mașină. Și cum se văita de zor, vai, n-am să pot ajunge gol în cerurile de la pol, deși aici e zăpușeală, văzu pe maldărul de fier o platoșă medievală și o chivără de cavaler, croite parcă pe măsură. Și a îmbrăcat Apolodor această falnică armură. Dar, după câteva secunde, un uragan încrozitor veni de nu se știe unde și îl luă cu el în zbor și îl aruncă din nor în nor ca pe un fulg de păpădie. Iar el gândea, ce vijelie, acum sigur o să mor. Apoi stă scris în manuscris că a picat plocon de sus, stârnind o zarvă de nespus pe străzile din St. Louis. Întâiul care l-a văzut, savantul Fergus Mac
Spigot a dat de veste peste tot. Un satelit, un satelit. Dar, sfătuindu-se deoparte, cu creierul automat, savantul a rectificat. Nu-i satelit, e om din Marte, la care adunați în cor vreo 40 de gură cască strigară: ura! Să trăiască! Și, auzind urarea lor, s-a bucurat Apolodor. Și au început să se tocmească în jurul lui Apolodor cei 40 de gură cască. Ce-ar fi să-l facem senator, să-l punem la academie, să-i vindem un televizor, să-i dăm o casă cu chirie? Și atunci s-a ridicat și a zis primarul Big din Saint Louis: noi, fiindcă ne aflăm de față, am hotărât să îi se facă din nailon pur cusut cu ață în centrul pieții o baracă. În ea, pe un soclu de granit, pictat cu stele pe o parte, va sta în lanțuri liniștit acest străin picat din Marte. Și, fiindcă trebuie făcut un bine pentru fiecare, firește că am prevăzut și o mică taxă la intrare. Și s-a făcut, precum a zis, primarul Big din Saint Louis. Cât a durat, nu știu precis, dar nicio îndoială nu e că în orașul Saint Louis Apolodor a fost statuie. Și tot așa e clar de tot că, după ce l-a studiat, savantul Fergus Mac Pigott a scris faimosul său tratat cu titlul Omul de pe Marte, din care dăm mai jos o parte. Omul de pe Marte, de Fergus Mac Pigott, capitolul 1. Toți marțienii au pe ei o sumedenie de piei, din care una minerală aduce, după cum s-a spus, a platoșă medievală. Modele noi, cu preț redus, găsiți la Pielea Ideală. Capitolul 2. Din studii și măsurători reiese că planeta Marte e undeva foarte departe, iar marțienii sunt tenori și pomenesc de capul nord sau de Alaska uneori. Se vede că pe acolo vin, la orice mare magazin, găsiți produse marca Ford. Capitolul 3 și următoarele. Cu geniul și știința mea, etc., etc. De multe ori am recitit tratatul până l-am închis. Dar să vedem ce a mai pățit Apolodor în Saint Louis. Bătea un vânt dinspre apus, prin noaptea neagră și posacă, iar el ședea în lanțuri pus pe soclul rece în baracă. Ședea cu minte și supus, ședea în beznă și tăcere, când ușa
a sărit în sus și au năvălit în încăpere vreo 40 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leafă. Toți câinii ăștia încruntați rânjeau cu gura până la ceafă și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din Connecticut. Apoi s-au năpustit vreo trei și l-au răpit pe Apolodor, pe când ceilalți răcneau la ei: ok, mai repede, dați zor! Legat cu funii de bumbac, vârât în fundul unui sac, așa l-au dus pe rând în spate, prin ulițe întortocheate, pe străzi cu nume de ochiate, și s-au oprit cumpliții izbiri la ora 1:30 în fața unei vechi clădiri. Era o casă mare, mare, cu geamurile ferecate, cu ușa prinsă în zăvoare, cu sonerii automate, și lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă: aici e sediul Ku Klux Klan, asociație secretă. Și, ca un stol de lilieci, în beznele întunecate, s-au risipit cei 40, iar pragul ușii l-a trecut doar unul cu povara în spate, tâlharul din Connecticut. Și s-a trezit Apolodor că-i scos din sac și aruncat pe florile unui covor din marea sală pentru sfat. Erau acolo adunați vreo 56 de mascați cu glugi pe față și urâți, având o armă fiecare, și îl priveau posomorâți, șezând cu nasul în pahare. Firește că întreaga noapte s-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte, iar sfatul a rămas secret. De aceea am puține date și poate nu destul de clare, în mare parte copiate din hotărârea următoare. Hotărârea asociației Ku Klux Klan. Noi, adunați în St. Louis, cu toată graba necesară, ne-am sfătuit și am decis, pe baza faptului comis, un fel de lovitură gravă la libertatea unui om, vezi cazul lui Salivar Tom, acest străin va fi trimis pe lună, într-o astronavă. Cum n-o să vină înapoi, acolo va muri, firește. Dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Mijloacele materiale. În hala zboruri spațiale, la secția numită Luna, e rătăcită pe acolo și gata de plecare una din astronavele Apollo. Noi, care am iscălit mai jos, toți membrii vechi în Ku Klux Klan, alegem cu mandat pe un an ca mare șef, adică boss, pe omul cel mai priceput venit de la Connecticut. În zori porniră doi sau trei,
cei mai de seamă dintre ei, cu glugi pe față și pistoale, și s-au tot dus, călcând agale, spre hala zboruri spațiale, tărându-l pe Apolodor. Și el gândea, acum mor! Și în fruntea lor mergea tăcut tâlharul din Connecticut. Și au ajuns la marea hală și au descoperit ușor, adăpostită pe acolo, o veche astronavă goală, un rest din seria Apollo. Și l-au închis pe Apolodor într-o cabină spațială și au dat drumul la motor. Ce a urmat e de mirare, de aceea m-am simțit dator să copiez de prin ziare întreg pasajul următor. Sinucidere la St. Louis. La ora 5 și 5 precis, prin telegraf ni s-a transmis că în orașul St. Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis, luând o doză de o travă. Apoi, cu mintea lui bolnavă, cuprins de o furie nebună, el, mortul, a pornit spre lună pe o străveche astronavă. Pe străzile din St. Louis, emoția-i de nedescris. La hala zboruri spațiale, acolo unde s-a produs evenimentul de mai sus, e lume multă și e jale. Savantul Fergus MacPigot, la fața locului venit, a declarat, e clar de tot, sinucicașul a fugit. Un singur lucru e neclar, se pune întrebarea dacă acest nebun, acest fugar, nu-i marțianul din baracă. Savantul are păr pe frunte, vom reveni cu amănunte. N-am să repet ce au mai scris ziarele din St. Louis. În numerele următoare, nici care a fost părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare. Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește n-are niciun rost, destul că le-am trăit pe toate. Iar după aselenizare am fost destul de curajos, n-am vrut să fac nicio plimbare, nici cu mașina, nici pe jos. Deși pe lună e frumos și aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub cu lapte condensat. Dar cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chipsuit și am apăsat pe un buton. Și nava a pornit la drum, iar eu am început să cânt. Și așa se face că acum cobor în goană spre pământ. Oh, ce modest! Oh, ce modest s-a dovedit a fi acest
involuntar cosmonaut, acest erou necunoscut. Și fiindcă marea lui ispravă rămâne totuși ignorată, n-a fost măcar televizată, greșeală, sigur, foarte gravă și nedreptate, după mine. Am socotit că se cuvine să-i închinăm un imn de slavă. Imn de slavă pentru Apolodor, primul pinguin cosmonaut. Trăiască în veci Apolodor, cosmonaut neînfricat, acela care a zburat pe vreme rea, pe vreme bună, neodihnit și nemâncat, stând singur cuc în aparat, el, primul pinguin pe lună. Trăiască veci de veci în slavă și vechea lui aeronavă. Trăiască bravul ei motor cu care a pornit în zbor. Trăiască, deci, Apolodor, care a trecut pe lângă stele și nici nu s-a atins de ele. Trăiască regnul animal și specia care a născut cosmonautul ideal. Trăiască neamul care a dat asemenea cosmonaut, inteligent și priceput. Trăiască cerul înstelat. Trăiască, deci, Apolodor și tot ce avea în buzunar. Trăiască micul său radar, trăiască ultimul șurub, trăiască laptele din tub, trăiască lipsa de palton, trăiască bunul biscuit, trăiască și acel buton atât de bine nimerit, trăiască glorioasa cască. În fine, totul să trăiască. Pe Mississippi, într-un bac, de ce zâmbesc mereu și tac și negrul Jim și negrul Jack? Plutește bacul printre cioate de sălcii vechi și fărâmate și-i murmură și-i cântă cui puhoiul apelor gălbui. De ce zâmbesc mereu și tac și negrul Jim și negrul Jack? Au lângă ei un călător. L-au scos din apă, gol și ud, căzut din cer, venit în zbor, atât șoptea, spre sud, spre sud. Acum, bătrânul negru Jack își umple pipa cu tabac și îl întreabă zâmbitor: cum te numești? Apolodor. Și-i dau din prânzul lor sărac, și-i dau o haină de bumbac, și îl privesc zâmbind și tac, și negrul Jim și negrul Jack. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Cât o fi mers Apolodor și ce s-o fi ales din bac? Pe unde-i Jim? Pe unde-i Jack? Nu știu nimic de soarta lor. Atâta am, un colțișor, o bucățică de hârtie, un peticel pe care scrie: zăceam în portul New Orleans, zăceam pe un maldăr de catran, iar capitanul Cyrus Smith, un bețivan, un adormit, beteac de șale, slut și chior, mi-a zis:
te iau ca ajutor. Am de cărat niște susan. Firește, nu-ți dau niciun ban. Nu te uita cât sunt de slut. Am fost un falnic capitan, un lup de mare cunoscut. Dar m-a pocit acum un an cu latul unui iatagan, când navigam spre Yucatan, tâlharul din Connecticut. De atunci să știi că îi sunt dușman. Și am plecat din New Orleans, acum stau lângă cazan și-i tare cald și eu asud, dar mergem, mergem către sud. Și rătăcind mai multe zile, în largul mărilor Antile, a navigat Apolodor prin Marea Caraibilor. Era un cer ca de smarald, un cer înmiresmat și cald, și în valurile străvezii sclipeau meduze mii și mii. Iar capitanul Cyrus Smith dormea și sfărăia cumplit. Dormea adânc, dormea tihnit, lăsându-l pe Apolodor să vadă singur de vapor. Și lunecau ușor, ușor, pe unde moi și străvezii, în largul apelor pustii. Era frumos, era frumos! O, cum rotea un albatros spre țărm la sud de Barbados și cum, tăind în ape văd, treceau rechini spre Trinidad. Iar capitanul Cyrus Smith dormea și sfărăia cumplit. Au dat apoi în calea lor de un zăduf ca de cuptor, nici pic de vânt, nici fir de nor, pluteau acum pe ecuator. Și admira Apolodor culoarea serii de aramă, când a primit o telegramă, având cuprinsul următor. Telegramă prin radio. Hei, capitane Cyrus Smith, ce naiba faci? Ai adormit? Vezi, dacă-ți pică pe vapor un pinguin, un călător, căzut de pe o astronavă, să-i dai bomboane cu o travă și mort să mi-l aduci în apă. E vai de tine dacă scapă. Să bagi de seamă, te salut, stăpânul din Connecticut. Dar capitanul Cyrus Smith dormea mereu, dormea tihnit, dormea și sfărăia cumplit. Deci, pricepând Apolodor că e stăpân peste vapor, dușmanul lui cel mai temut, tâlharul din Connecticut, că bețivanul chior și slut e mincinos și prefăcut și cumpărat de Ku Klux Klan, s-a dus întins la capitan și scos din fire s-a răstit. Tâlhar ce ești! M-ai păcălit! Dar capitanul Cyrus Smith dormea și sfărăia cumplit. Dormea adânc, dormea tihnit și nici măcar n-a tresărit. O, ce păcat! O, ce păcat!
că n-a fost fotografiat acest moment înălțător. Când singur cuc, Apolodor, a găurit cu un topor pereții marelui vapor. Și iar, de 7 ori păcat, că n-a fost imortalizat minutul tragic și solemn când nava s-a cutremurat din toți pereții ei de lemn. Apoi, domol s-a scufundat ca un rechin înjunghiat. Iar capitanul Cyrus Smith, în clipa când a răposat, se spune că dormea tihnit, dormea și sfărăia cumplit. O, ce păcat! O, ce păcat că n-a fost fotografiat! Ceva mai jos de Ecuador plutea Apolodor și ar fi plutit așa un veac, dar l-au cules cu chiu cu vai niște pescari din Uruguay. Și, cum era flămând și ud, l-au dus cu dânsii către sud. L-au luat pe vasul lor sărac, i-au dat și buruieni de leac, fiindcă prinsese guturai, și l-au ținut într-un hamac până au ajuns în Uruguay. Și iar lipsesc mai multe file din cronica acelor zile. Dar se găsesc în Uruguay o sumedenie de cai și n-ar fi lucru de mirare să fi pornit Apolodor spre sud pe un cal de soi cărare. În Uruguay, Apolodor a zăbovit cam multișor în casa unui profesor pe nume Carlos Alfandor, un foarte vechi admirator. El însuși fost cândva tenor, firește, doar ca amator. Și traiul ar fi fost ușor, fiindcă ilustrul profesor îl îngrijea ca pe un odor și îi spunea: mă simt dator să mă gândesc la viitor. Deci, dacă o fi cumva să mor, să știi că-mi ești moștenitor. Dar unde-i soare, e și nor. În casă, domnul profesor avea un mic calculator și programa cu el de zor. Era ceva îngrozitor, un chin pentru Apolodor. Când profesorul Alfandor, extrem de binevoitor, vorbea în felul următor: pe azi, iubitul meu tenor, ai un program încântător. La 8 te duci la croitor, la 9 mergem la coafor, la 10 ascultăm un cor, la 1 masa, un cotor de varză, coaptă la cuptor, la 2 facem noi un cor, la 3 plimbare cu Azor, un cățeluș ascultător. La 6 țesem un covor, la 7 la televizor e filmul Crimă și Amor. La 8 te duci în dormitor și te așezi frumos în pat. Pe azi
Așa ești programat de micul meu calculator. Și așa, în fiecare zi, și suferea Apolodor și cugeta. Frumos ar fi o zi fără calculator. Dar e și soare unde-i nor. Căci tot la domnul profesor mai exista și un robot care făcea prin casă tot un fel de înger cu motor, curat, drăguț și zâmbitor și, culmea culmilor, tenor. Cu el părea că-i mai ușor și se distra Apolodor. Din când în când, acest robot îi aducea câte un compot sau îl spăla frumos pe cap. Îi împletea cât un ciorap. Îl însoțea la dormitor, urându-i seara somn ușor. Era un dulce frățior, un fel de înger păzitor. Și într-o zi, Apolodor, pe când stătea într-un picior, pe un preș, lângă radiator, așa fusese programat pe bază de calculator, a dat din cap și a oftat și, căutându-l pe robot, i-a zis: „Să știi că nu mai pot, îmi este până peste cap. Mă simt ca sabia în teacă. Nu văd cum aș putea să scap.” Și i-a răspuns robotul: „Pleacă!” Și atunci făcu Apolodor ceva cu totul uimitor și necuprins în programare. A scris scrisoarea următoare: „Mult preastimate profesor, firește, vă rămân dator și veșnic recunoscător. Dar trebuie să plec, mi-e dor de frații mei și vă implor, fiți ca un tată iertător. Nici mie nu mi-e prea ușor, vă las fără moștenitor. Dar ce să fac dacă mi-e dor?” Și a plecat Apolodor, iar mult stimatul profesor, pe bază de calculator, și-a zis: „Sunt bun de însurat.” Și chiar așa a procedat și a avut moștenitor. Unde a mai fost Apolodor? Eu nu prea știu a cui e vina. A fost un drum obositor? A zăbovit în Argentina? S-a mai oprit să cerceteze câmpiile patagoneze? Pe unde a făcut popas și câte zile a rămas? La capul Horn, în altă parte, a izbutit Apolodor să mai găsească un vapor și să pornească mai departe? Atâta știu, era în Marte. Bătea un vânt de vreme rea și în largul mării viscolea cu fulgi de gheață reci și tari. Când a sărit Apolodor, Antarctica printre ghețari și a debarcat triumfător pe gheața Golfului Teror. Pe coasta Golfului Teror s-a adunat cu mic, cu mare, tot neamul lui Apolodor și l-au primit la debarcare bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin, și mama Apolodorica, o pinguină atâtica, și tata Apolodorel, un pinguin mărunt
și Chel și unchiul Apolodorinii și neamurile și vecinii. Și au cântat cu toți în cor, iar pe deasupra tuturor și-a risipit Apolodor în triluri lungi, răsunătoare, superba-i voce de tenor. Și a fost o mare sărbătoare pe coasta golfului Teror. Cum s-a simțit Apolodor pe gheața golfului Teror? Era un frig îngrozitor, mai frig ca în orice răcitor, un certăios ca un cuțit și un viscol nemaipomenit. Iar el se propădea de dor, își amintea Apolodor de foștii lui colegi din cor și parcă îi vedea în față. Da, iepurele buzălată îl îmbia cu o salată și Tiț zâmbea pe sub mustață. Cămila Suzi, ca o mamă, îl învăța o nouă gamă și ursul îl poftea la mure atunci culese din pădure și îi dădea ariciul ace și ghemotoace să se joace. Și parcă i se năzărea că mai încolo, pe ghețar, maestrul Domila Solfa, în haina lui de catifea, cu notele în buzunar, ședea întins pe canapea și îi zâmbea și îl întreba: ție dor de noi, Apolodor? Pe gheața golfului Teror ofta, ofta Apolodor, iar tata Apolodorel și unchiul Apolodorini și neamurile și vecinii ședeau grămadă lângă el și îl îmbiau cu zeci de pești. Ia-i, dragă, dacă ne iubești, nu mai fi trist, Apolodor, ți-i dăm pe toți dacă zâmbești. Dar el ofta, ofta de zor, aș vrea să plec la București. Și a stat de-a chipzuit puțin bunicul Apolodorin, cel mai în vârstă pinguin. Apoi a spus: eu nu te țin, căci dorul e un mare chin, decât să stai și să jelești aici, mistuit de dor, mai bine pleci la București. Și a plecat Apolodor. Pe unde a trecut și cum a străbătut atâta drum? A navigat peste ocean, pe urmele lui Magellan, plutind pe vechiul drum naval din emisferul austral? Sau, după cum mai e un zvon, o fi pornit în avion și a rătăcit din nou un an pe continentul african? S-o fi oprit în statul Ghana? A străbătut Mediterana? O fi trecut pe la Bosfor? Sunt file goale în manuscris și n-aș vrea să înșir povești. Oricum, un lucru e precis, că într-o zi Apolodor s-a reîntors la București. Era sătul de pribegie și l-au primit cu bucurie maestrul Domila Solfa în haina lui de catifea și iepurele buzălată
cu fructe dulci și cu salată. Și ursul, aducându-i mure, atunci culese din pădure. Și l-a primit pisoiul Tiț, plângând cu hohot și sughiț. Camila Suzi, optimistă, zâmbea cu nasul în batistă. Și toți cântau, cântau în cor, urările prietenești. Bine ai venit, Apolodor! Iar el ofta încetişor, ce bine e la București! De atunci, voios și zâmbitor, stă iar la circ Apolodor, pe gheața unui răcitor, dar nu în târgul moșilor. Pe cât se pare, s-a mutat, dar poate fi găsit ușor. E foarte lesne de aflat adresa circului de stat. Acolo cântă, e tenor. Și aș vrea să știu neapărat ce v-a cântat Apolodor.